Actorul Bruce Willis, faimos mai ales pentru seria de filme Greu de ucis, renunță la cariera de actor. Asta după ce a fost diagnosticat cu afazie, o tulburare de limbaj cauzată de leziuni la nivelul creierului care afectează capacitatea unei persoane de a comunica. Familia actorului, inclusiv actuala soție, dar și fosta Demi Moore, precum și fiicele, au vorbit pe Instagram despre diagnosticul lui Willis. I'm telling you, you're just gonna have to kill me. Okay. We do it the hard way. Now, the last thing McClane wants... Think, damn it, think! ...is to be a hero. Where's Holly? Hey, Tucker! Where? But he doesn't have a choice. Bruce Willis, acum în vârstă de 67 de ani, este bine cunoscut pentru interpretarea polițistului John McClane din seria de filme Greu de ucis, primul cu premiera în 1988, care l-a făcut un star la Hollywood. Earth's darkest day. I feel good, considering I've never been this scared in my entire life. În Armageddon, un alt rol faimos, personajul lui Bruce Willis reușește să oprească un gigantic asteroid pe o traiectorie de coliziune cu Pământul. Iubitul nostru Bruce s-a confruntat cu unele probleme de sănătate și a fost recent diagnosticat cu afazie, care îi afectează abilitățile cognitive. Ca urmare a acestui fapt, Bruce se retrage din cariera care a însemnat atât de mult pentru el. A anunțat familia într-un comunicat. Trecem prin asta împreună, ca o familie puternică. Trebuie să ne bucurăm de viață și împreună plănuim să facem exact asta. Mai anunță comunicatul, semnat de actuala soție a lui Bruce Willis, Emma Heming Willis, precum și de fosta lui soție, Demi Moore, dar și de fiicele actorului, Rummer, Scout, Tallulah, Mabel și Evelyn. Afazia, boală care i-a încheiat cariera lui Bruce Willis, apare adesea după un accident vascular cerebral sau după un traumatism cranian și îl împiedică pe pacient să comunice normal. Afazia poate să afecteze capacitatea oamenilor de a vorbi, de a scrie și de a înțelege un limbaj, atât în formă orală, cât și scrisă, explică specialiștii. Pacientul rostește cuvinte fără sens pentru cei din jur sau nu poate vorbi deloc. Could be very disruptive for Bruce Willis himself in terms of communicating with others and not being able to find the words to express himself, and it could be very challenging for the people around him, around Bruce Willis, in terms of not being sure what it is that he's thinking or what he's trying to communicate to them, or whether he's still himself. Depinde însă cât de severă este afazia de care suferă Bruce Willis. Pentru recuperare, actorul ar putea avea nevoie de multe luni de terapie cu un logoped. Filmele cu Bruce Willis în rolul principal, printre care Al șaselea simț, Armageddon și Pulp Fiction, au adus încasări mondiale de peste 5 miliarde de dolari, potrivit Variety. Willis a fost nominalizat la 5 Globuri de Aur și a câștigat unul pentru rolul dintr-un serial de succes din anii 80, Maddie și David. Actorul a câștigat și 2 premii Emmy. Dar acum o săptămână, Bruce Willis a primit o zmeură de aur la ultima ceremonie a Oscarurilor pe dos pentru rolul din filmul Cosmic Sin. Acum, cei care decernează distincțiile pentru cele mai nereușite performanțe actoricești i-au urat sănătate. Ultimul film în care a jucat Bruce Willis, Fortress, Sniper's Eye, urmează să aibă premiera la sfârșitul lunii viitoare. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.